Am dansat și am cântat împreună cu cei mai buni animatori. Clownela, bine ați venit! Bine v-am găsit, domnule manierat! Mersi, mersi! Mie ai auzit după fiecare joc toate lucrurile la loc. Se pun la loc! Corect! Un cântec cu un mesaj destul de narativ, așa, educativ, profund. Chiar profund, într-adevăr. Și greu ca greutate, nu? E greu să fii manierat la o vârstă fragedă. Spui din propria experiență. Din propria experiență și de tată, dar mi-am amintesc ceva din copilărie. De obicei, voi alegeți teme pentru piese de-astea educative sau așa a fost să fie astăzi? Da, noi întotdeauna ne punem scop să fie și o bifă pentru educație. Deci toate piesele care noi le avem, neapărat sau e vorba de sport, sau de igienă, dansul prieteniei, uite, acum a venit și timpul bunelor maniere. Știm că aveți o armată de fani, copiii vă adoră. De unde pot afla despre programul vostru, despre spectacole? Ne străduim să fim prezenți peste tot. Vorbim aici și de rețelele de socializare, deci și pe Facebook, și pe Instagram, și pe YouTube. Postăm, plasăm, avem și grup de Viber unde anunțăm când avem evenimente, deci detalii gen dată, oră, ce fel de evenimente și ne bucurăm foarte mult când oamenii vin. Eu presupun că voi vă adaptați și la generația asta care crește acum, generația care se mai numește TikTok și Instagram, adică ne așteptăm și la niște piese, intră pe TikTok și pune lucrurile la loc sau ceva de genul. Eu cred că am să te iau pe tine să-mi scrii versurile. Da, eu nu iau scump. Ok. Deci nu să lucrezi cu această generație, care e mult mai... Deci ei vor, dar efecte speciale, nu știu ce, roboți, lasere. Exact, dar necesitățile fiziologice, necesitățile de supraviețuire rămân aceleași. Oamenii, mai ales, hai să zicem că părinții, oricum trăiesc cu copiii de zi acasă, au nevoie să îi învețe și despre... cum astăzi am cântat, despre bunele maniere și despre sport și despre rutina de zi cu zi, respectiv se cere și asta. Dar noi ne-am pus, de fapt, e un scop destul de nobil și e un scop care greu să ajungi și prin muncă repetată până ajungem la scopurile propuse. Eu acum, în numele părinților, vă sugerez să faceți și o piesă cu un lasă telefonul, nu te mai juca, că viața e frumoasă, chiar știi, așa? Momentul cu lasă telefonul. La noi spectacolul toate erau cu detalii de genul, da? Mai puțin la telefon, citește o carte în fiecare noapte, adică o poveste. Și a venit pandemia. Și aici am zis, noi am ajuns în momentul în care, da, știți, ne găsiți online și puteți să ne urmăriți și servicii online. Da, adică e momentul în care, deci noi vrem să le spunem nu, dar ei sunt invitați cât mai mult la școală, să fie online și diferite evenimente care se petrec online. Și aici se bat un pic lucrurile cap în cap. Am înțeles. Dragi părinți, îi găsiți ușor pe rețelele de socializare, unde le puteți cunoaște și programul. Noi așteptăm piese noi de la voi, educative. Vă mulțumim că ați trecut pe la noi și vă mai așteptăm cu piese noi.